încă o victorie în campionat pentru echipa feminină handbal municipal. Buzoiencele s-au impus clar în fața echipei Spartac București, câștigând la o diferență de 19 goluri. Gruparea antrenată de Romeo Ilie se menține pe locul 2 în clasament și s-a distanțat la 4 puncte de principala urmăritoare școala 181 București. Buzoencele continuă parcursul de excepție în această ediție de campionat, bifând zilele trecute a 16-a victorie în cele 19 etape disputate până în prezent. Foarte adevărat e că Municipal a întâlnit o echipă destul de modestă. Așa cum promisese înaintea partidei, antrenorul Romeo Ilie a tratat cu toată responsabilitatea acest meci și l-a impus elevelor sale să joace la capacitate maximă. La pauză, formația buzoiană conducea deja cu 16 la 9 și se punea doar problema diferenței de scor. În repriza a doua, oaspetele au căzut fizic, permițând buzoencelor să înscrie gol după gol și să câștige în final cu 39 la 20. Partida cu Spartac nu a fost decât un antrenament în perspectiva meciului cu școala 181 București, principala contra candidată la locul 2. Diferența dintre cele două este de 4 puncte, însă o victoria buzoiencelor ar rezolva în proporție de 99% problema poziției secunde. Iată și celelalte rezultate consemnate în etapa a 19 -a. Universitatea Târgoviște Rapid CFR București 27 la 35, Danubius Galați, Dunărea Giurgiu 32 la 20, Unirea Slobozia Știința Bacău 46 la 24, și Universitatea Știința București, școala 181 București, 32 la 23. Campionatul Ligii Secunde se va întrerupe o lună și jumătate pentru meciurile echipei naționale, urmând a fi reluat pe 3 mai. O decizie surprinzătoare a Federației Române de Hambal, având în vedere că niciuna dintre formațiile din eșalonul al doilea nu are jucătoare la lotul național. În această perioadă, federalii vor hotărâ asupra sistemului competițional. Există două variante, calificarea directă a ocupantelor poziției secunde din cele două serii sau un turneu de baraj între cele patru formații. În prezent acestea sunt Unirea Slobozia, Hambal Municipal Buzău, CSM Slatina și Mureșul Târgu Mureș.